Existența patronului Ioan Niculae după gratii și problemele financiare cu care se confruntă societățile patronate de acestea s-au răsfrânt inevitabil și asupra clubului Astra. În iulie, președintele clubului Dani Coman spunea că fotbaliștii sunt în urmă cu doar o lună în ceea ce privește salariile, așa că jucătorii nu au de ce să-și facă griji. Afirmația de atunci a lui Coman a fost întărită și după partida Astrei cu Botoșaniul, când a precizat că jucătorii nu au motive să-și dorească să devină liberi de contract. Jucătorii nu au niciun motiv să-și depună memoria acum. Au doar o lună de întârziere. Sunt, e adevărat, niște jucători care au deprimit unele bonusuri de la începutul anului. O parte s-au plătit, cu alții am ajuns la o înțelegere. E liniște la Astra acum. Președintele Astrei s-a referit și la transferuri pe care nu le vede posibile în momentul de față. Sunt puține echipe care o duc bine cu banii, așa că avem tot dreptul să ne gândim la titlu, a mai spus Coman. Noi suntem interesați de orice ofertă, dar nu avem așa ceva acum și nici nu cred că se pot face transferuri acum. Orice jucător e transferabil. Pe noi ne interesează mai mult să iasă domnul Niculae și toate problemele se vor rezolva. De ce să nu ne gândim la titlu? Nu știu dacă sunt trei echipe care au o situație financiară mai bună decât Astra Giurgiu.